și o fi la diesel. Asta e. Nu știu. La dieselul meu e negru, negru, nu așa. A, uleiul e bun. Ce e acolo? Maxim. Deci ăla e maxim. Acolo nu e exact. Maxim. Păi nu, aici e maxim. Da. Și aici e la mijloc, e... minim. Minim și maxim. E perfect pus. Dar ăsta așa e de când, oho. Ciule, când, e ok, ideea că nu... Când te pricep, cătă, că eu sunt pom și pom în aia. A stat mult mașina? Păi stă din august aici. Burnește bine? Da. Hai să facem o burnire. Hai. Stai să văd, să nu se găsi de aici. Nu se găsi de aici. Am rezolvat cu asigurarea, băieți. Acum mergem să vedem ce facem cu BMW-ul. Să vedem dacă putem să-i dăm drumul și dacă putem să circulăm cu cauciucurile alea de vară. Și am găsit câteva genți pe aici din Petroșan sau cauciucuri. Și o să vedem cum facem. Încerc să o pornesc să merg cu ea și să sun pe băieții ăia să ne încarce cum e disponibil. Și vedem ce jante de iarnă punem pe ea sau cauciucuri. Haide. Scoate fum BMW-ul? Băieți, căutăm să luăm niște cauciucuri pentru că BMW-ul are rost de vară. Și căutăm să luăm niște gume sau ceva. Am vorbit cu un băiat acum, îl așteptăm să vină. Aștept să vină băiatul. Să luăm niște gume, băi băieți, pentru BMW-ul. După care trebuie să ajung cu ea la un service pentru că a stat foarte mult timp, a stat foarte mult timp pentru că eu nu voiam mașina pentru că aveam Skoda și nu o conducea nimeni. A stat foarte mult timp și are probleme cu băgatul aerul, nu bag aer, nu știu exact ce o fi înfundat, trebuie aerisit, nu știu. Trebuie să ajung pe la un service. Dar prima dată să-i facem să avem rost de iarnă pentru că ne prinde poliția și nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Acum e uscat chiar și la Petroșan, chiar dacă mai sunt porțiuni de gheață, zăpadă, nu e bine să circulăm așa. Băieți, am ajuns cu mașina la vulcanizare, am căutat niște roși, ceva sec în gen, credeam că o să pot să ajung ele până la Pitești. Și apoi am zis, bă, hai să iau niște cauciucuri noi. Nu am găsit nimic extra bun, să zic așa, dar sunt noi cel puțin. Și dacă le țin, nu știu, 2 ani îmi fac treaba cu ea. Momentan e băgată la... Așa că am luat 4 cauciucuri noi, le dăm pe alea de povară jos, cred că le arunc direct.
că sunt tocite rău. Mergem să vedem la un serviciu după aia de siguranța de la aerotermă, că nu bag aer, nu știu de ce, poate iarsă siguranța, nu știu exact, piesă cu țep, nebune. Și o grămadă de treabă de băgat. BMW-ul. Se vede aici. Se vede Jordanul. N-am reușit să facem nimic cu încălzirea. Cred că e sigur piesa cu țepi aia. Cred că la Pitești o să reușim să rezolvăm. Am venit la Number One să mâncăm cea mai mare pizza care am văzut-o vreodată. Băgăm o pizza, o să vă arăt și vouă cât de imensă e. Și cam asta e treaba. Am schimbat restaurantul pentru că ăla nu avea cheesecake. Și nu ne place cheesecake-ul. Dar aici chiar e frumos, aici la Belle Époque. Uite, asta de pe imagine e tapet. Nu s-a stat acolo sub pe jumătate. Ca o cafeină. Așa au zis. O să vă arăt și un pic de cheesecake. Cine dintre voi a mâncat cheesecake? Să îmi lase acolo un comentariu. Să spună cine a mâncat cheesecake și cui îi place cheesecake-ul. Băieți, a venit și marele cheesecake. Gata, băieți, am ajuns acasă. Am umblat o grămadă astăzi. N-am reușit să rezolv la BMW problema cu băgatul aerului. Aparent bagă puțin tot atunci când îi dau drumul. Gen, cel puțin se ventilează aerul sau cea, dar căldura nu bagă, aer condiționat nu bagă. Am înțeles că e ceva cu piesa cu arici sau ceva de genul. O piesă care ar fi problema. Avem aici Nike, iar aici Adibos. Cam asta a fost vlogul, băieți, pe astăzi. Am să fac un vlog separat în care o să prezint mașina așa în detaliu, pac pac țac pac ha țac. Pentru cei care sunt curioși, nu pentru toată lumea. Cam asta a fost vlogul, băieți. V-am pupat pe toți, nu uitați acolo de like, share, subscribe, iar noi ne revedem în episodul următor, mâine, duminică, cred că o să ajung acasă, adică ajung sigur acasă, așa că pe seară o să facem un live la nou, vă aștept pe toți pe live, pe la ora 6, cred, sau poate chiar mai devreme, depinde la ce ori ajung. Să aveți weekend plăcut în continuare! Hât! Ce e ăla? Unicorn. Unicornul.